Românii care doresc să renunțe la mașina veche au o alternativă avantajoasă prin programul Rabla Local, care și în 2024 va oferi stimulente financiare pentru casarea autovehiculelor uzate. Cu toate acestea, există anumite condiții pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de această inițiativă. Deși administrația Fondului pentru Mediu nu a anunțat încă data oficială de lansare a programului Rabla Local 2024, acesta nu va începe până când versiunea din 2023 nu se încheie complet. În prezent, Rabla Local 2023 continuă să fie în desfășurare, deoarece dosarele persoanelor înscrise pentru a primi finanțare au fost transmise autorităților locale în luna octombrie. În ciuda faptului că aproape 100.000 de vehicule uzate au fost eligibile pentru voucherurile oferite prin Rabla Local 2023, există primării care încă nu au epuizat fondurile disponibile. Programul este perceput ca fiind restrictiv, iar mașinile trebuie să îndeplinească anumite criterii pentru a primi finanțare. Pentru a beneficia de programul Rabla Local, mașina trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Mașina trebuie să fie înmatriculată pe numele solicitantului de cel puțin 5 ani. Vehiculul uzat trebuie să aibă o normă de poluare Euro 3 sau mai mică. Beneficiarul nu poate achiziționa în următorii 3 ani un autovehicul cu o normă de poluare mai mică de Euro 5. Proprietarii de vehicule vechi care îndeplinesc aceste cerințe primesc o sumă fixă de 3.000 lei, pe care o pot utiliza liber, fără a fi condiționat să achiziționeze un alt vehicul, așa cum se întâmplă în programul Rabla Classic sau Rabla Plus. Experții din industria auto anticipează că programul Rabla Local 2024 ar putea începe în vara acestui an, după ce se vor epuiza fondurile disponibile pentru versiunea din 2023. Cu o abordare mai flexibilă, acest program reprezintă o opțiune atractivă pentru cei care doresc să renunțe la mașina veche fără a fi obligat să achiziționeze imediat un vehicul nou, relatează click.ro.